vrea să vă spun că în această seară, această manifestare de suflet, cuprinde practic două momente esențiale. Expunerea Părintelui Justinian mai cuprinde un moment excepțional cu surpriza plăcută de a veni în mijlocul nostru și Părintele Nicolae Bănașiu, dar mai cuprinde un moment, acela al lansării, a prezentării cărții pe care Părintele Justinian Stoica a publicat în acest an, 2018, la editura Doxologie a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de la Iași, numită Părinții mei duhovnicești, mărturii și trăiri, în care prezintă pe cei doi mari duhovnici români, Părintele Arsenie Papacioc, respectiv Părintele Petron Tănase, care amândoi au fost duhovnici în Sfinției sale și totodată apropiați și duhovnici ai fratele Sfinției sale, Părintele Arhimandrit Gabriel Stoica de la Mănăstirea Zamfira, care în acest an, pe 26 august, s-au împlinit 10 ani la lutarea Sfântului Veșnice. De fapt, această carte apare într-un timp, într-un moment deosebit, fiindcă pe data de 22 februarie s-au împlinit 7 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Petronie Tănase, Sfinția sa trecând la cele veșnice în 22 februarie 2011. Pe data de 19 iulie 2018 s-au împlinit alți 7 ani de la trecerea la cele veșnice a Părintelui Arhimandrit Arsenie Papacioc, care a trecut deci la cele veșnice data de 19 iulie 2011. Iar pe 26 august s-au împlinit 10 ani de când a trecut la cele veșnice fratele Părintelui Justinian Stoica, Arhimandritul Gabriel Stoica, duhovnicul Mănăstirii Zamfira. Părintele este, sigur, dacă putem spune, produsul duhovnicesc a tuturor marilor părinți duhovnicești, cei doi, și al fratele Sfinției sale, care era și ca vârstă mai mare, ca an. Și totodată, această carte apare, vedeți, în anul centenar, în care suntem chemați să evocăm pe toți mari bărbați, sfinți și eroi, sau martiri, și mărturisitor și propovăduitor ai acestei țări, ai acestui neam și al acestui popor, într-o vreme și niște împrejurări sau condiții în care se vrea nu mai fi nici bărbați în acest neam, nici martiri, nici mărturisitor, nici propovăduitor, nici oameni cu coloană vertebrală, nici oameni cu demnitate, nici oameni corecți sau demni. Și atunci, acești părinți sunt prezentați și în această carte ca niște exemple și pilde pe care noi suntem chemați a le urma aceste exemple și aceste repere. Cartea este la vânzare, costă 50 de lei. Merită a fi cumpărată. Părintele a adus doar câteva exemplare, doar 80. I-am promis că nu se va mai întoarce niciuna înapoi, ci că vor trece toate, fiindcă este o carte pe care o puteți da și mai departe ca tu, cuiva, că poate e mai important sau mai prețios a da la un moment dat ca tu cu o asemenea carte. Poate la un moment dat veți fi atunci, în momentul acela, primiți repricerea de o carte, pare lucru. Dar nu se știe cum lucrează Dumnezeu și într-o zi o deschide și o răsfoiește și se opintește în sensul bun al cuvântului de un cuvânt din carte, de o învățătură a uneia dintre părinții duhovnicești de acolo și iată cuvântul acela înmucurește, încolțește și apucă de rod. Și iată așa se săvârșește o lucrare duhovnicească și în viața și în sufletul persoanei respective. Cu toții suntem impresionați și emoționați fiindcă i-am cunoscut Părintele Petronie Tănase, eu mai puțin, dar l-am cunoscut și pe Părintele Petronie Tănase și pe Părintele Arsenie Papacioc. M-am fericit că am ajuns chiar și la slujbele de propădire ale Sfinților lor. L-am cunoscut și pe Părintele Gabriel Stoica. De câte ori am mers în Sfântul Munte și mai ales la schipul românesc Codrom, m-am întâlnit și reîntâlnit cu multă bucurie și cu Părintele Justinian Stoica. Și, sigur, acum când mergem în Sfântul
pe prodromul sau la mănăstirea, la schitul Sfânta Maria de la Techelion, mergem la pormintele celor doi mari părinți duhovnicești, însă ne întâlnim cu ei în rugăciune, ne întâlnim cu ei în scrierile lor, în viața, opera și activitatea lor, în învățăturile lor, pe care suntem chemați a le cerceta și a le urma și primi spre folosul și sănătatea noastră duhovnicească și spirituală. Părintele Iustinian, mă bucur că este oarecum un turneu, dacă putem spune așa, mărturisitor, în mai multe locuri în țară. Săptămâna trecută a fost la Cluj, mâine va fi la Constanța, joia următoare, pe 18, va fi la Timișoara. Dacă ajută Dumnezeu, se va mai organiza și aici, în București, cu o lansare de carte, aceleași cărți, bineînțeles. Și îmi pare bine că suntem aici, atâți cât suntem în această seară, că a fost în mijlocul, că este în mijlocul nostru și părintele Nicolae Portașiu. Noi organizăm aceste semne duhovnicești chiar în acest sens. Ele având un caracter apologetic, mărturisitor sau misional. Bună oară, duminica viitoare, pe 21 octombrie, tot la orele 18, ne vom avea în mijlocul nostru pe domnul dr. Pavel Chirină. Peste două săptămâni îl vom avea pe părintele Protoireu Gheorghe Colțea, de la Brad, Sărnești. Peste trei săptămâni pe părintele profesor Stelian Tofar, de la Cluj. Peste o lună, pe 11 noiembrie, pe profesorul bizantinolog Petre Curan. Și peste o lună și o săptămână, pe data de 18 noiembrie, toate întâlnirile sunt seara, duminică seara, la orele 18. Deci, pe 18 noiembrie, îl vom avea aici, în mijlocul nostru, pe părintele profesor universitar, dr. Vasile Gordon, slujitor la Biserica Sfântului Iulie Gorgan din București, profesor de omiletică la Facultatea de Teologie, aici în București, dar și la Cluj, și care va vorbi despre părintele profesor Constantin Galeriu, părintele Galeriu, domniat în țara, fiindcă anul acesta, pe 21 noiembrie, se vor primi 100 de ani de la nașterea pământească a Sfinției sale, a părintele profesor Constantin Galeriu, iar pe data de 10 august s-au împlinit 15 ani de la nașterea sa, cea cerească și veșnică în Împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Sfinția sa a trecut la cele veșnice, ziua de 10 august 2003, la Biserica Sfântul Silvestru, unde și este îngropat în curtea Bisericii. Îi dăm acum cuvântul părintelui Iustinian Stoica, mulțumindu-i încă o dată și rugându-ne lui Dumnezeu să-i dea în continuare multă sănătate și putere pentru cuvânt, pentru mărturisirea cuvântului trescusare a cuvântului cu putere multă. Doamne, ajută-mă! Bine ați venit în mijlocul nostru, părintele! Știți că a fost și dimineața la Sfânta și Dumnezeu stat în liturghie, când tot așa a ținut un cuvânt zdravă și sănătos, așa cum ne trebuie, așa cum ne este necesar sau de folos și așa cum merită unul care să ne mai trezească. Mulțumim!